Entuziasmul și dorința de succes poate dărâma adeseori barierele întâlnite în viața de zi cu zi. Mai mulți tineri din Iași au renunțat la ideea de a merge să se angajeze undeva și au inițiat propriul nucleu de afaceri. Membrii clubului sunt freelanceri, ONG-uri și start-up-uri. Hub-ul din Iași este primul de acest fel din Moldova. Practic, membrii noștri, dacă sunt într-o călătorie de business în Oslo, pot să stea acolo, sunt considerați membri, sunt tratați ca și membri, li se pune la dispoziție comunitatea de startup-uri care e acolo, deci pot să-și facă multe conexiuni și mulți parteneri. Costina Iurașcu are 23 de ani, este absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice și a lucrat un an într-un hub din București. A plecat de acolo și a adus la Iași ideea unui nucleu de afaceri, The Grape Hub. Acum organizează întâlniri motivaționale, traininguri privind comunicarea în afaceri pentru membrii clubului și stabilește contacte pentru posibile parteneriate în țară și străinătate. Așa a apărut colaborarea cu un hub din Oslo. Printre membrii acestui punct se află și echipa LinkedIn Norvegia. Dacă am anumite întâlniri, este mai ok să le am aici. De cele mai multe ori, dacă vreau să fiu foarte productivă, spațiul de acasă nu mi-a oferit această posibilitate. Uneori, într-adevăr, am preferat să rămân acasă, dar n-am fost la fel de productivă. Florian Blaga este unul dintre tinerii care vin zi de zi la punctul de afaceri din Iași. După experiența de 2 ani a lucratului de acasă, Florian și-a dat seama că LinkedIn, Twitter și Facebook sunt insuficiente și că are nevoie de colegii de birou. Așa că tânărul, angajat al unei companii din Marea Britanie, a devenit membru al punctului de afaceri din Iași și acum pune la punct extinderea firmei pentru care lucrează. Și partea de socializare este extraordinară. Căutam pe cineva, imediat mi s-a dat contactul la un web developer. N-am nevoie de un web developer full-time, dar aveam nevoie de cineva să mă ajute cu ceva. Imediat am făcut rost de un contact, vreau să fac recrutare, am găsit două firme de recrutare care eu știam de altele, dar de cele două nu știam. Mi s-au dat de aici tocmai pentru că au mai lucrat cu ei și atunci partea asta este foarte importantă. Ești în mijlocul lucrurilor. Acasă nu vedeam anumite lucruri. Nucleul The Grape funcționează ca o organizație non-guvernamentală și numără în prezent 15 membri.